11 metri cu Radu Banciu și Andy Stănescu. Niște nesimțiți. Știi ce? Primul lucru când am văzut-o pe aia, știi la ce m-am gândit? De ce nu ne ducem noi, bă, să lucrăm la Aprozar? Bă, vreau la Aprozar. Vreau cu sfecla aia roșie în mână, cu ardeii aia nenorocit. S-o simt. Cu merele alea împuțite să stau acolo. Nu, mai acolo... Știi cum sunt alea, au halatul ăla murdar pe ele, au pantofii ăia. Da, dar măcar ai castraveți mulți în preajmă. Ai castraveți, dar e bine, știi că nu să te întâlnești niciodată, că astea nu o să vină niciodată să se angajeze acolo, frate. Astea sunt locurile, de asta niciodată n-am fost mai fericit ca atunci când am stat 3 săptămâni în Belgia. Bă, nu trebuie să te întorci după niciuna pe stradă, se întorceau ele după tine. Ăsta era avantajul să fii bărbat într-o țară ca aia. Acolo fundurile erau cum sunt balcoanele la noi. Deci, n-aveai, tu duceai pe plajă, n-aveai nicio senzație. Citeai ziarul liniștit, asta nu mai poți. Unde să citești ziarul? Citești un rând, ți se blochează privirea. Acolo puteai să citești Frații Karamazov. Citeai ambele volume la plajă. Nu te deranja nimeni. Asta spun, nu se mai poate. Deci în fiecare zi vine câte una de genul ăsta, ce să-i cere ea? Știi cum arăta, acum să-ți mai fac un portret, omul care o intervieva. Deci el, deși un om cu experiență, îți dai seama că nu, chestiunea asta nu o dai primului venit, nu e unul angajat de 2 săptămâni. Ăla era ca un puști în clasa întâi, scos la tablă după 10 minute pe data de 14 septembrie, să povestească despre Mihai Eminescu și Viorica și Veronica Micle. Deci exact așa era copilul de clasa întâi care auzise el așa ceva vag, dar nu mai știa sigur, uitase un pic, avea tracul primei zile, știa că-l bata ai lui acasă de-i sare, îl făceau zob dacă nu luau o notă bună, deci tot tracul ăla, deci la ce să se mai gândească el dacă tonalitatea, dacă avea dicție, dacă... Deci, m-am mort. Să uita între țâțele alea și da, totuși a reușit la un moment dat să-i arunce. Probabil că fata a pus multe întrebări neroade, dar la un moment dat l-au fi întrebat și așa, ăsta e semnul întrebării? Și le-a zis nu, e o virgulă. Deci, atâta am reușit să aud. Oricum, întrebarea era genială, pentru că cum să vii să întrebi așa ceva la testul tău de angajare? Deci nu putea să fie decât genială întrebarea, mai ales când trebuie să o conducă. Aia se putea pierde, a luat liftul în sus, nu în jos. Tot timpul visează în sus, în sus. E bine, când s-au urcat în lift și au trebuit să coboare, pentru că nu se închideau ușile, îți dai seama că ăla a spus, știi ce, dragă, nu era vorba de nicio virgulă, era exact ce ai vrut tu să spui.